În cadrul etapei cu numărul 22 din Liga Florilor, echipa de handbal CSM Slatina a avut ca adversară gruparea CSM București. A fost un meci în care echipa oaspete a dominat pe tot parcursul confruntării. Duelul s-a încheiat cu scorul de 20-26. În această partidă, slătineanca legitimată la clubul bucureștean, Bianca Bazaliu, a fost principala marcatoare a meciului. Antrenorul Dragan Giuchic a felicitat evoluția din acest campionat a grupării coordonate de Victorina Bora. They have to be proud what they did in this season because they play good handball. They have one extraordinary player on the line and I really believe and I hope that they will continue this way to develop the players and to compete this way. Big compliment for my colleagues and for them and just continue to do the same. Branca progressed in defense and she was playing in Vulcea a very good game and I also believe that she will play now in the final of the cup the same way. But you know, this is the matter of to playing Champions League and Romanian League Wednesday, Sunday, every week is not so easy to practice. And we have a very short group of 9 players and that's why we try everything, really. Chiar dacă a fost un sezon dificil pentru CSM București, Bianca Bazaliu, o jucătoare formată la LPS Slatina, speră ca echipa să iasă campioană. A fost un sezon ratat în Champions League pentru că s-a terminat. Ne pare foarte rău că n-am putut să ajungem în Final Four, dar sperăm că la anul să fie mult mai bine. Eu sper să fie o surpriză și să-l câștigăm. În cadrul grupării slătinene, în acest duel s-a simțit intens lipsa de pe teren a jucătoarelor de bază. Mi este din ce în ce mai greu. Din păcate, ați văzut la jumătatea reprizei a doua, Hermina a ieșit accidentată, Oana n-am putut să o folosesc, pentru că asta este. Elena, până aseară, era incertă. Și-a făcut treaba foarte bine în apărare, cât a putut ea, însă e foarte greu. După ce suntem puține, de ce n-a fost frică, n-am scăpat de accidentări. Din păcate, nici poarta nu a strălucit, cum a făcut-o până în momentul ăsta. Pentru asta sunt supărată, nu pentru... Am jucat cu CSM București, o echipă foarte bună. Despre ce vorbim? Nu vorbim despre adversar. Adversarul e unul de calibru. După această etapă, CSM Slatina se află pe locul 10 în clasamentul Ligii Florilor. Peste o săptămână, pe 25 aprilie, în deplasare, slătinencele vor avea o nouă confruntare, de această dată în compania grupării CSM Galați, aflată pe ultima poziție a clasamentului.